La Zalău va avea loc duminică 10 august, cea de-a 39-a ediție a Festivalului Internațional de Folclore Cormeseșene. Festivalul se va desfășura pe scena amplasată în fața Consiliului Județean Sălaj, la festival anunțându-și prezența trupe și ansambluri atât din țară cât și din străinătate. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la ora 13, festivalul urmând să se încheie cu un concert extraordinar susținut de rapsodul Grigore Leșe împreună cu un artist iranian. Duminică, la Zalău, începând cu ora 13, Parada Portului Popular, pe traseul de la Centrul de Cultură până la Perla și retur, iar apoi, începând cu orele 14, cu ora 14 și până seara târziu, spectacolul ansamblului folclorice participante la Festivalul Sume și Cântecele Tale, apoi de la ora 16, ansamblu din Ungaria, apoi Slovacia, de la ora 17, ansamblu Dor Transilvan din Cluj-Napoca, de la ora 18, ansamblu folcloric RIT din Bulgaria, apoi ansamblu folcloric Ipaghete din Italia și grupul de dansatori Voreades din Calamaria, Grecia. De la ora 19.30, ansamblu folcloric Meseșul al Centrului de Cultură și Artă, cu secția română, maghiară și junior și cu cunoscutul solist Cornel Bolza. Iar de la ora 21, un concert extraordinar Grigore Leșe și al artistului iranian Amir Heydar Kodaie.